O revedere cu fostul soț s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Sibiu. Aceasta a fost așteptată cu flori la terminalul de sosiri, dar la câțiva metri a fost înjunghiată de același bărbat. Din fericire, femeia a scăpat cu viață. Bărbatul își aștepta fosta soție cu un buchet de trandafiri la ieșirea din aeroport. După ce a înmânat florile, acesta a scos un cuțit și a înjunghiat-o de mai multe ori sub privirile îngrozite ale pasagerilor. Și bancura mare și apoi m-am dus și am sunat la 112 și după aia am ținut-o pe mama de picioare că intrase în șoc. Femeia a fost transportată la spital în stare gravă, unde a fost operată de urgență. După atac, agresorul a așteptat poliția și s-a predat. Poliția era aici, într-un minut l-a arestat, salvarea a venit foarte repede. Bărbatul este acuzat de tentativă de omor și a fost reținut de polițiști. Acesta riscă mai mulți ani de închisoare.